știri, dispozitivul de hotărâri. Colegiul civil comercial și de contencios administrativ a Curții de Apel Chișinău, în 5 noiembrie 2014, în componența judecătorului Alan Lugai, verifier Alexandrina Săcălu, a examinat în ședință publică contestația înaintată de Oleg Pega împotriva Comisiei Electorale Centrale privind anularea parțială a hotărârii CEP numărul 2682 din 1 octombrie 2014 și regulamentului privind modul de întocmire, autentificare, prezentare și verificare a listelor de subscripție. În conformitate cu prevederile articolului 238-240 Codului Procedurii Civile, instanța de judecată hotărăște contestația înaintată de Oleg Priega împotriva Comisiei Electorale Centrale privind anularea parțială a hotărârii CEP numărul 2682 din 1 octombrie 2014 și regulamentul privind modul de întocmire, autentificare, prezentare și verificare a listelor de subscripție se respinge. Hotărârea dată poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de 3 zile de la data pronunțării dispozitivului prin intermediul Curții de Apel Chișinău. Ședința este fără închis. Și e reprezentantul de aici. Am înțeles, dar aștept afară sau cum? Da. Puteți primi dispozitivul într-un sfert de oră. Ok. Sunt da, 3 lei.